găsit, stimați telespectatori, audiență la primărie, intră din nou în casele dumneavoastră. De această dată este o ediție specială, o emisiune specială și asta ca urmare a faptului că, așa cum bine rețineți dumneavoastră, în emisiunea pe care l-am realizat de-a lungul timpului în orașul Rovinari, întotdeauna am tras semnale de alarmă, dar în sens pozitiv, și am arătat că autoritățile locale se implică pentru ca tinerii din ziua de azi să își descopere prin diferite activități recreative, activități sportive, activități educative, toate talentele pe care le au și care s-au născut. Ei bine, toate aceste eforturi ale primăriei nu au fost în vain. Și iată că în cadrul acestei emisiuni, în această seară, vom demonstra ce talent a descoperit primăria Rovinari, ce susține primăria Rovinari. Avem o vicecampioană, o campioană mondială, o avem pe domnișoara Popescu, Cristina. Vom sta de vorbă cu ea, ne va spune cine a îndrumat-o și cât de mult a ajutat-o primăria în activitatea ei sportivă. Însă alături de noi îl avem și pe domnul primar, care fiind ocupat, pentru că așa sunt primarii, vom sta de vorbă pentru început cu dânsă. Domnul primar, noastră întotdeauna ați organizat concursul de șah. Aveți un stadion sportiv modernizat la standarde europene. Aveți o sală de sport modernizată, organizați fel de fel de competiții sportive. Iată că acum avem canotaj. Da. Cred că este singura tânără din județul Gorj care s-a orientat spre acest sport. Noi vom afla de la ea de ce canotajul și nu gimnastica, dar cum a fost când ați auzit că Popescu Cristina Georgiana este vicecampionă, campionă? Știți foarte bine că împreună cu Consiliul Local a fost alături de acești tineri și am urmărit să sprijinim pe acești tineri care au talent și care în primul rând sunt cu ei cu ei ieșim în lume, cu ei ne mândrim și noi ca oraș. Ei fac cunoscut numele orașului, numele orașului nostru peste hotare. Bineînțeles, da. Și când auzim de aceste talente, luăm imediat inițiativa de a-i sprijini. Deci așa am găsit-o și pe această domnișoară, care la o vârstă foarte fragedă, de 17 ani, a ajuns campioană mondială la canotaj. Este un lucru extraordinar. Acest lucru ar fi trebuit popularizat pe toată mass media și pe toate televiziunile, pentru că este un lucru nemaipomenit ca din orașul nostru, care este un oraș tânăr. Orașul Rovinari are câțiva ani de zile de când este înființat, nici 40 de ani, deci este un oraș tânăr. Avem cei mai mulți copii în acest oraș și nu s-a cunoscut în lume orașul nostru că ar avea asemenea talente. Și de ce să nu-i promovăm pe acești tineri și de ce să nu și-i sprijinim? Adică putem cheltui bani pe orice, dar să cheltuim puțin bani pentru aceste talente, eu cred că nu este un lucru... Orașul Rovinari este până la urmă un oraș industrial, trebuie să recunoaștem. Bun. Nu, industrial, da. Bun. În ziua de astăzi, cu problemele economice care sunt, orice primărie se confruntă cu probleme financiare. Exact. Domnul primar, mai contează aceste probleme financiare în momentul în care la dumneavoastră vine un părinte și spune: domnul primar, ajutați-mă pentru că copilul meu trebuie să ducă la un concurs, copilul meu va trebui să se ducă peste hotare la la o competiție sportivă. Nu se pune problema. Întotdeauna am înțeles că dumneavoastră practic ați preferat, n-au fost bani la primărie, ați preferat să dați din propriul buzunar pentru acești copii, pentru a descoperi și a alimenta aceste talente. Pot să vă spun ca o mică istorioară, eu când aveam firmele private și nu lucram la primărie, am înființat acel club de box. Și după plecarea mea la primărie, a rămas acest club, a rămas familia mea să administreze firmele și nu mi-a plăcut mie cum s-a ocupat acest club, pentru că nu puneau suflet. Și atunci am făcut efortul ca acei copii minunați care muncisem și cheltuisem o groază de bani cu ei, și să-i aduc către primărie. Și am făcut un club la primărie și am avut foarte multe rezultate pe box. Ați observat că și zilele astea am avut un memorial Titu Folcuț, unde au venit boxeri din toată țara, din Timișoara, și ne-au felicitat pentru cât de mult ne-am implicat, pentru că sunt alte orașe mult mai puternice financiar și nu se implică cum ne-am implicat noi. Un orășel monoindustrial, un orășel micuț și cu un buget foarte mic față de alte orașe. Și pentru sport, v-am spus, facem orice, cel puțin acum chiar suntem într-o criză financiară, nu ne putem continua chiar investițiile, dar când am găsit acest talent extraordinar, aceste fetițe de 17 ani, chiar am dat ordin contabilului ca în prima ședință acum să aprobe măcar 50 de milioane, să o premiem pe această scumpă fată.
Bun. Până la urmă știți cum este, intenția contează, însă eu sunt sigură că dumneavoastră pe parcurs o veți avea în atenție. Însă și pentru cei mici, dumneavoastră ați pregătit fel de competiții sportive, știu că și pe role au fost competiții, adică da. Practic sunteți adeptul decât să stea cei mici să stea în baruri sau să la jocurile de noroc, mai bine exact. Practic iată să le și ați creat special spații în acest sens. Exact, dar avem și anumiți manageri, de exemplu, am un profesor foarte bun care antrenează copiii de mici de la vârsta de 4 ani la tenis și să știți că am văzut foarte mulți copii care se implică și le place, dacă îi formăm de mici, să formează altcumva acolo în colectivitate, altcumva gândesc, își fac aspirii de echipă și când ajung pe băncile școlii gândesc altcumva. Sunt niște oameni mult mai maturi, niște copii mult mai maturi după ce se implică într-o competiție sportivă. Bun, avem echipe de fotbal, avem acel patinoar care pe timp de iarnă le dă o altă ocupație celor mici, însă copiii de astăzi sunt generația de mâine din Rovinari. Cum vă gândiți dumneavoastră la viitorul lor? Întotdeauna ne-am implicat pentru viitorul lor, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, ei ne reprezintă, eu de multe ori când mă duc la școli și la deschiderea școlar, le spun că poate prin numărul mare de elevi, unul dintre ei va prelua primăria sau va fi în conducerea unor instituții, pentru că cineva trebuie să ne urmeze. Și dacă noi nu ne ocupăm să scoatem o generație mai curată, mai sănătoasă. De aceea am fost aproape și de toate aceste activități sportive și de ce nu spitalul, unde ne-am ocupat foarte mult de el, pentru că am văzut că țineți foarte mult, bun, sunteți primar, dar țineți foarte mult ca în orașul Rovinari sau orașul Rovinari oamenii să trăiască într-un mediu sănătos. Deci, practic, să avem un sistem de sănătate bine pus la punct ca să ofere acel mediu sănătos, dar și un sistem educațional cu baze solide. Bineînțeles, pentru că asta este menirea. Deci, eu așa cred că toți care ajungem în fruntea unei instituții ca primăria, trebuie să facem totul pentru comunitate. Așa o văd eu, așa am văzut-o de momentul când am venit la primărie și ați observat și dumneavoastră rezultatele de Rovinari. Orașul Rovinari s-a schimbat, putem să ne mândrim că avem totuși un oraș european. Cu bani puțin, mai sunt multe de făcut, bineînțeles, mai e loc pentru multe, dar încet, încet se schimbă și generația. Mi-aduc aminte când pe timpuri aici erau fel de așezări, când se erau scandaluri, acum s-a schimbat un alt oraș. Ați avut curaj atunci când ați candidat în primul an, în primii ani de mandat. Da, am avut această inițiativă pentru că orașul Rovinari nu avea o famă tot așa, tot mai bună în urmă. Așa este, da. Și nimeni care veneau la conducerea orașului nu făcea nimic pentru comunitate. Eu eram un privatizat mai răsărit, pot să spun, acolo în orașul ăsta și nu doream să văd că orașul moare. Și atunci am luat această inițiativă și să vedeți că dacă pui sufletul undeva într-un obiectiv, se poate realiza. De aceea am început cu acel ștran care nimeni nu credea, a început, am fost criticat, dar în momentul când au văzut ce investiție a ieșit și cât de benefică e pentru copii, pentru că pe fiecare an se înnecau la Jiu câte 5-6 copii. Și au avut foarte multe, veneau oameni din Motru, oameni din Craiova la ștrandul nostru. Deci, aș vrea să-mi spuneți, în această toamnă aveți curaj să numărați investițiile? Toamna se numără bobocii, toamna numărăm investițiile la Rovinari. Pe scurt, nu este o emisiune bazată pe investiții, este de această dată vorbim despre sport, despre un aer curat, un mediu sănătos. Însă, eu vă întreb, aveți curajul să numărați investițiile, domnule primar? Da, să știți că An de criză, am continuat cu investițiile, mai greu, într-adevăr, cu probleme, dar ne-am descurcat. De exemplu, în acest an finalizăm cred că într-o lună de zile, cam 6 parcări. Parcări moderne, cu camere de supraveghere, coperite, tot în folosul oamenilor, pentru că locul de parcare este de 10 lei pe lună, niciun pachet de țigări. Consider că nu este mult, pentru că nu putem nici să oferim degeaba, pentru că banii trebuie să se reîntoarcă înapoi în comunitate, în aceste investiții. Investiții la spital? Investiții la spital s-au continuat, anul ăsta am adus și un tomograf,
Deci și ne-am modernizat spitalul. Am văzut că mulți pacienți din județul Gorj optează pentru a se interna. Nu este bine să ajungi în spital, dar totuși optează pentru cadrele medicale și serviciile medicale din Spitalul Orășenesc Rovinal. Iar pe de altă parte, noi am participat și am fost prezenți, domnule primar, la deschiderea anului școlar de la Liceul Tehnologic și nu mare a fost mirare atunci când am întrebat, de exemplu, un elev era în clasa 9, zic, de ce ai optat pentru, pardon, liceul din Rovinal? Păi am auzit că este mai bun. Ce altă replică? Dar ne-am implicat din momentul când am preluat și învățământul, ne-am preocupat mai mult și am făcut un studiu din care am observat că anumite obiecte care se învățau în școală, anumite obiective, nu mai erau de perspectivă. Și atunci am încercat cu directorul liceului să mai schimbăm. Doamne, ce avem nevoie? Avem nevoie să cere piața muncii, avem nevoie de strungări, are să facem așa ceva. Nu mai facem numai, să zic eu, chimiști, laborator de chimie. Nu personal TESA, deci avem nevoie de personal direct productiv. Bineînțeles. Și schimbând managementul, eu zic că ne vor căuta mai mulți copii, pentru că asta va fi viitorul. Deci numai copii, nu o să mai ai bani pentru unitățile de învățământ. V-am îngrijorat în situația din sistemul minier și energetic, domnule primar? Să știți că mă îngrijorează, dar am avut o ședință ieri la SNLO și din discuțiile purtate cu managerul Ciurel, pentru mine am plecat mai vesel și mai pentru optimist, pentru că ne-a confirmat încă o dată, avea pe masa dânsului proiectele la noua centrală care se va face și Rovinal cu chineze. Și asta pentru Rovinal este un lucru extraordinar. Asta înseamnă locuri de muncă pe viitor. Locuri de muncă pe viitor și, de ce nu, o altă perspectivă a orașului, pentru că vor veni și mai mulți bani, pentru că noi depindem și foarte bine trăim din impozitul pe salarii. Dacă sunt mai mulți oameni, noi vom avea buget mai mare și în funcție de buget să va prospera și orașul mai mult. Anul 2014 va fi un alt an de încercare pentru primăria Rovinal, pentru autoritățile locale din Rovinal. Continuăm să transformăm orașul într-unul mult mai modern, ne dorim mai mult, vrem să depășim anumite standarde. Bineînțeles că am vrea să depășim mai anumite standarde. Dacă continuăm toate investițiile care le avem și va mai începe și această investiție nouă, care în 2014 preconizează să înceapă, este investiția de peste un miliard de euro, zic eu, o sumă destul de mare pentru Europa, și o investiție mare, zic eu, pentru Europa, dar mai ales pentru un oraș ca al nostru, Rovinal de micuț, se pare o investiție destul de mare și de ce nu să spunem că această investiție va atrage și alți investitori, deci avem foarte mulți chinezi. Se va dezvolta, practic, industria pe orizontală. Bineînțeles, de exemplu, acum avem niște italieni care lucrează la un hotel. Au auzit că se începe această investiție mare cu chinezi și lucrează la un mic hotel aici în Rovinal. Noi eram singurul, cred că, orășel în care aveam hotel. Un hotel bine la punct. Asta înseamnă că, practic, vom asista pe viitor și la o extindere a orașului Rovinal, la o creștere a prețului pe piața imobiliară? Bineînțeles, pentru că, vă dați seama, dacă intră acei miliarde de euro în investiție în Rovinal, mai vin și contribuie și alți investitori la dezvoltarea și la... Parcă vorbiți și noastră acum cu mai multe lani, acum sunteți. Când vorbiți că vin investitorii, sunteți mult mai vesel. Ne bucurăm, da. De apreciat este faptul că acei investitori chinezi, iată, au venit în Gorj, au venit la Rovinal și în țară, în România, nu s-a mai construit un grup energetic după anii 1970. Da. Chiar am discutat cu, a fost o discuție cu partea chineză acum câteva luni de zile și un tip care a povestit că este ceva nena locului. Pentru că noi, românii, acum 30 ceva de ani, am construit o termocentrală la ei în China. Și acum a ajuns să ei să construiască la noi. Deci, pentru România, totuși, n-am semnat un semnal atât de bun. Pentru că acum 30 de ani... noi practic, am decăzut. Am decăzut, dar pur și simplu, da. Am înțeles. Pentru că acum 30 de ani, noi construiam la ei termocentrale, le-am construit lor și acum ei vin să le construiască nouă. Deci pentru noi, da, într-adevăr. Da. Să sperăm că, iată, nu am pierdut cu totul toți specialiștii din județul Gorj, însă eu am încredere că dumneavoastră vă veți preocupa în continuare de evoluția, ca să zic așa, educativă a copilor. Noi am fost și la grădiniță, am fost și la școală, am stat de vorbă și copiii, ce-și doresc de la primar, însă am văzut talente de mici, talente pe care dumneavoastră le cultivați, ca să spun așa, le alimentați și veți scoate pe viitor oameni maturi. Bineînțeles, poate observați că la fiecare festival care îl avem, Festivalul Berii, Zilele Orașului, două zile ne ocupăm numai și promovăm copiii noștri și pe scena din Rovinal, sunt numai copiii noștri la Clubul Elevilor, la grădiniță, care avem niște talente. Și
De ce nu? Am ajuns cu unii copii care au ajuns în faza la București, la alte festivaluri. Și un lucru ne mândrim cu toții. Domnul primar, eu vă mulțumesc pentru faptul că v-ați răpit din timpul nostru, sunteți o persoană foarte ocupată. Ne-ați dat posibilitatea să stăm de vorbă, să mai aflăm una alta de la dumneavoastră. Însă vă urez mult succes în continuare și să vedem să ne chemați cât mai des la cât mai multe talente, cât mai multe diplome, pentru că, stimați telespectatori, aici avem diplomele, însă sper că într-o emisiune viitoare să venim cu mai mulți elevi talentați să vi prezentăm și cu mai multe medalii. Important este că autoritățile locale din Rovinari au făcut o prioritate, au făcut o premiză din ceea ce înseamnă sprijinirea sportului și a copiilor talentați. Însă, acum o să-l las pe domnul primar să se întoarcă la activitatea administrativă și o să mă îndrept către domnișoara Cristina Popescu. Am înțeles că ai 17 ani, că ești campioană mondială, că ești vicecampioană, da? Spune și mie, de unde acest talent al tău? De unde, cum a început totul? Erai mică, erai la cămin, erai la școală, ți s-a pus ție, așa cum să zic eu, ție o pleasnă, mama, vreau să mă duc, îmi place să înot, vreau să mă duc. Cum a fost totul? În anul 2010, doamna antrenoare de la Clubul Orșova, doamna Mariana Maliș, a venit în selecție și prin urma unor probe... A venit aici în Rovinari, da. Dar tu erai la școală? Da. Bun. A venit, m-a văzut, mi-a pus mai multe întrebări. Mai practicai alt sport înainte de a veni doamna? Nu. Și pentru mine a fost o curiozitate să încep o viață cum nouă. Cum te-a întrebat dacă vrei, practic, să... M-a întrebat dacă vreau să încerc, am dat niște norme și după aceea a început munca. Tu deja tatonai cu sportul? Nu. Nu știai să noți? Da. Sunt curioasă să aflu de ce canotaj. Adică, fain frumos, ai putea, ești, și pentru înălțimea mea. Ești o persoană înaltă, dar ai putea să practici un alt sport, de exemplu handbalul sau volei. Nu. Mi-a plăcut de la început. Ți-a plăcut dânsa canotaj? Da. Bun. Te-ai dus la Orșova și acolo? Am văzut și a început să-mi placă. Da? Bun. Și de atunci, din 2010, de când ești membra clubului sportiv de canotaj de la Orșova, cam cum, la ce competiții sportive ai participat? Ai participat la competiții sportive pe echipă, individuale? Numai echipă. Numai pe echipă. Individual s-au ținut doar intrările în lot și selecțiile pentru intrarea în bărci. Bun. Și unde ai fost la competiții sportive? Păi am fost la Timișoara. Anul acesta am fost în Lituania, la Tracai, unde am ieșit campioană mondială și vicecampioană mondială. Am fost la Belarus, în Minsk, dublă campioană europeană. Am fost în...